concetățeni, deschidem astăzi, continuând o lăudabilă inițiativă luată cu peste un deceniu în urmă, o nouă ediție a Zilelor Orașului. Eveniment care, din obligația morală de a respecta postul Paștelui, se va rezuma acum doar la acest moment festiv, continuând însă la începutul lunii mai, o suită de manifestări în care tonusul optimist și voia bună vor aduna, sperăm, cât mai mulți dintre locuitorii orașului. Astăzi îl sărbătorim pe unul dintre cei mai importanți martiri ai creștinismului, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ucis din porunca împăratului roman Diocletian pentru refuzul de a renunța la credința lui Iisus Hristos. Dar Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a rămas în iconografia și în credința ortodoxă ca un luptător în sprijinul celor neajutorați și aflați în primejdie. Acestea credem că au fost argumentele pentru care doamna Elena, soția domnitorului Petru Rareș, a găsit de cuvință la biserica pe care a cântărit-o în anul 1540 în Botoșani să-i poarte numele. Iar din ultimele decenii ale secolului 17, imaginea Sfântului Gheorghe să fie imprimată pe pecetea târgului Botoșani. Ocrotit de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Botoșani a străbătut veacurile, refăcându-se și renăscând ca pasărea Fenix, după numeroasele distrugeri și devastări pe care le-a suferit din partea năvălitorilor veniți din cele patru zări. Mai mult decât atât, orașul s-a impus ca un important centru economic și cultural al Moldovei și al României. Mândrindu-ne cu trecutul nostru, trebuie să apreciem și realizările prezentului, să ne bucurăm că trăim într-un oraș modern, curat, civilizat, care oferă celor care locuiesc toate condițiile unui trai civilizat. Este obligația noastră, a celor de azi, să ducem mai departe visurile și speranțele înaintașilor, să facem ca orașul să prospere, să redevină un important centru economic, care să readucă acasă pe cei plecați în lume, în speranța unei vieți mai bune. Fiecare anii care vor urma să consemneze o continuă înflorire a orașului și permiteți-mi ca în calitate de primar al Botoșanului să urez orașului și dumneavoastră celor care locuiți un călduros la mulți ani.